Indagra a oferit posibilitatea și companiilor mai mici ca să-și expună produsele, echipamentele și tehnologiile și să interacționeze cu posibilii clienți. În România încă mai există mori care produc făină, mălai, macină cereale, dar și componentele din nutrețuri pentru animale. Calitatea acestor produse este legată de calitatea morii și a pieselor care o compun. Iar agroindustrial chiar cu asta se ocupă. Colegul nostru Bogdan Tudor a stat de vorbă la târgul din weekendul trecut chiar cu reprezentantul companiei. Spuneam că aici la Indagra am încercat să căutăm cât mai multe firme românești, firme care produc în România. Să știți că am văzut mulți antreprenori mici și printre ei, trecând pe aici, m-am uitat. Componente agricole-industriale, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Dumitru Vasile, sunt administratorul societății. Noi producem site pentru toate tipurile de selector, site circulare, site plane, echipate cu tot, cu rame, cu bile. Sitele acestea sunt pentru selectarea cerealelor. Cereale se vor selecta, se vor trimite la moară și la moară se vor macina. Sitele se fac din niște materiale mai speciale? Sunt niște materiale speciale care produs românesc, de asta este cel mai important. Trebuie să fie de calitate ca să reziste, nu? Păi, cu siguranță sunt de calitate și noi avem o experiență în spate care ne de câți ani? Aproape 10 ani de zile. Mulți ani înainte și noi AgroTV avem tot 10 ani de zile, așa că la mulți ani și să mergem cât mai mulți ani înainte. Acum, o moară modernă are multe elemente, nu? O moară modernă este compusă din valsuri, echipamente cu tot ce conține un valț. Plus de asta avem și piese de schimb pentru mori, rame care conțin site plană, cu pucuri, cu site de mătase, rame făcute la noi aici în România. Aveți angajați, nu? Care avem lucrează. O parte le producem noi, da, o parte le comercializăm de afară. E foarte dar bine. În mare parte, sitele și tubulatura pentru echipamente, pentru mori și pentru silozuri, le facem în România. Aveți un catalog foarte frumos, da. Am văzut, sitele sunt foarte interesante și am văzut acum cum trece prin interior, deci pe diferite dimensiuni, ca să nu treacă oricare. Cupe de metal pentru elevator, spuneați de ele, nu? Da, avem și cupe de metal, avem și cupe de plastic pentru elevator. Depinde ce vrea clientul. Exact. De ce de plastic și de ce și de metal? Pentru că alții folosesc de metal, că așa au sistemul. Acceptă sistemul, cum să da, spune. Da, și alții de plastic că sunt mai ușoare la ridicat. Toate lucrurile astea pe care le aveți aici le pot găsi într-un magazin virtual, să înțeleg? Avem și un magazin virtual pe Facebook. Pe pagina noastră de Facebook este trecută pe agroindustrial.ro. Avem și un site. Agroindustrial.ro chiar aici, nu? Da. Și le pot găsi. Intră acolo și aleg produsele, ne contactează, dau comanda și le trimitem în 24-48 de ore. Asta era important, dacă iau nevoie, nu poate să stea moara să nu facă făină. Normal, că dacă stă pe loc, nu mai poate să funcționeze. Și a doua zi avem în pâine. Magazine pâine. Pâine. Corect. Aveți un inginer care se avem ocupă? Avem un inginer care se ocupă. În momentul când clientul ne cere ceva, noi îi răspundem punctual. Care este criteriul? Calitate? Calitate și prețul. Noi suntem producători la unele produse. Celelalte care sunt, le comercializăm de afară, au un adaos comercial. V-ați gândit la un moment dat să mergeți și către un întreg ansamblu, să zicem, de moară, să-l aduceți? Dacă da, da, aveți, cu siguranță. Cu dacă siguranță. Cineva vă cere? Cu siguranță, dacă ne cere pe bază de proiect, putem să aducem și să asamblăm. Avem echipă de asamblat, care colaborăm cu firmele respective și se poate face în 3 luni, 6 luni, depinde de cât e silozul de mare sau moara, depinde. Poate veniți la Agraria și Agriplanta și ne găsim acolo. Și la Agraria și la Agriplanta. Mulțumesc și succes, Doamne și ajută. Eu vă mulțumesc, o zi bună.